Only the word? Îți mulțumesc mult, Paul, că detaliile nu contează. Calmează-te, mă, fratele meu, mă. M-ai zăpăcit. Tu nu poți să stai. Tu n-ai răbdare să stai lângă un om Cătălino. Să facă el proba. N-am nicio problemă, scrie el tu, dar tu n-ai răbdare să ai încredere în mine pe să fac o probă. Da, bă, n-ai. Pe bune. Serios, n-ai. Despre ce vorbim? Scrie odată cuvântul ăla. Aș vrea să-mi dai și mie credit când te rog să-mi dai credit. Mi-aș dori foarte mult să ai încredere și în mine în cursa asta. Moldoveancu, două te arunc în șanț. Tu ce am zis? Te arunc în șanț, Moldoveancu. Uite aici, tu ce ai greșit. Ai greșit. În cauza ta am greșit, că aici ai început să pui presiune pe mine fix la cuvântul ăsta. Numai din cauza ta, mă înțeleg de ce tot insiști să faci invers. Le mă, descrie mai repede, mă, ai ținere de minte, ce ai? N-am. Hai și încă una, jos, și un punct, da, aici. Vrei să-mi scrii tu pe următorul? Da, jur, că te miști foarte gen. Ce frate de limba aveți, nu pot să cred așa ceva, dar de semne. Asta, așa, asta e o mască. Tu ai scris aia. Și să nu spui că trebuie să scriem de la început, că nu, nu, nu. You just write this word here. Nu m-am lasă mai bine așa. Scrie-l, fata, tu. La proba asta, eu cred că divorțul apare în familia ei pate. Pe bune, deci o găseam de 500 de ori până acum. Păi te-am zis bobonete pe tron. 500 dintre ei seamănă cu bobonete, pe bune. Bobonete indian. Paul, puțin mai în spate, n-ai voie. Arată poza, hai. Zic că e de la distanță, băi, Paul. Am zis că unul stă jos, cum îmi spui că amândoi stă în picioare? Dacă amândoi stă în picioare, înseamnă că nu-i bună poza. Trebuie să fie unul jos pe fotoliu, unul în picioare. Doamne ferește, Paul. Unul stă pe scaun? Da, Cătălina. Eu încerc să fac o glumă cu Jojo pe coridor, să bat palma cu ea sau să o n-ai cum. Era setată. Corect! Iată-mă! Ați găsit arătele cinstoase! Da, și jocul este câștigat de celebel și oase. Hai, nu te mai chinui, vină înapoi că a găsit ăsta. Super. Jojo nu e nervoasă, este transformată. Pentru că asta e disperată, nebuna să câștige tot. A, și concluzia e simplă, din punctul meu de vedere. Când vrei să iei tot, iei bătaie. Da, e ca reclama aia, te vede că ești disperat. De ce n-a găsit nicio gagică? Pentru că ești disperat, da. Când ești disperat să câștigi tot, iei bătaie, da. Bine, am zis că au rămas împreună și foarte bine au făcut, Doamne ferește. Dar disperarea le-a rămas. E singura echipă care refuză să vină aici în ideea de a-și mai spăla din imaginea turtită, știi? Adică nu... N-am nicio problemă că nu vin, Doamne ferește. N-aducem pe nimeni cu arcanul. Dar sunt singurii care ne refuză constant. Nu, Doamne, nu, Doamne. Ok, da. Nu-i problemă, după două, am râs aseară, m-am tăvălit pe jos. Și știam ce s-a întâmplat acolo, dar nu știam din ochii ăștia. Doamne ferească, Sfântul Doamne, nu pot, nu, cineva a greșit acolo. Nu știu dacă Paul sau Cătălina, unul din ei a greșit undeva ceva, să se întâmplă ceva acolo, dar și ei sunt delicioși, cum am spus. Formula rochimică, da, mă, normal, până la urmă, dacă nu, n-au fost repercusiuni nasoale după... Da, mă, și pentru oamenii care se uită acasă, eu apreciez pe nevastă mea de ceva timp extraordinar, mă uit la... Și aveam ceva cu ea, știi, era, măi, Lina, mă... Dar te uiți așa, știi? Da, și nu mai ai mișurat asta, te pau și la altele. Pot fi un barometru al unei căsnicii, știi? Adică, bă, uite cum se poate erau foarte... Erau să o cer a două ore. Și la fel topa aia, lui eu apreciam. Da. Vali, tu ai interacționat cu ei? Iar tu, dar am mai băgat oase, o glumă, un extra de glumă. Nu știu, nu-mi permit. În fine. Nu, a, nu, bine. Nu știu. Iartă-mă. Pentru că, da, zicea că și-o mă aprecia foarte tare tot nevasta lui. Da. Noi cu toți oameni, da. Nu zic, ai interacționat cu ei pentru că e discuția asta. Bă, este Jojo disperată și zic geloasă sau nu este? Simt cât am stat acolo. Geloasă e mai degrabă Ruby. Asta le spuneam și băieților pe material. Da. Mie mi s-au părut foarte, foarte ok. Mie îmi place mult de amândoi, nu știu ce să zic. Da, adică, sunt oameni mișto. Foarte mișto. Paul e un tip super tare, da. Pe Jojo nu știam și pe Lucian de mână. Dar nu știu, cât am fost eu acolo, a fost ok. Ea era puțin supărată în general, dar toți erau supărați. Adică, era puțin supărată în general. Adică erau, nu știu să zic, percepția mea de atunci era că... Era o oboseală cronică care se manifesta la toți, intervenise deja un soi de mini-paranoia, pentru că ajungi să-ți imaginezi lucruri și da, voi aveați la fel. Băi, eu mă bucur, mă uit la ei și mă bucur că n-am fost cu Elena. Sunt foarte câte mici juci. Mie mi se pare că pentru o relație, emisiunea asta e definitorie. Am spus data trecută când Cosmin nu m-a...
Da, Seleși, nu, mă, da, da. Nu m-a înțeles. El credea că bat apropouri la felul în care este montat și că te poți scoate în montaj. Nu. Am spus, domnule, cine vrea să se ducă, pentru că tot repet acea informație care vrea Delia să se ducă cu Răzvan. Și Răzvan, Delia e super fană și zice, bă, mie îmi plac aventurile, vreau să mă duc. Răzvan, mai picioarele în lumea asta noastră, a pământului, bă, riscăm să ne certăm foarte rău. Și asta încercam să spun, că pentru un cuplu, soț și soție, sau cum sunt Rubicu, bă, este e o piatră de temelie. Pentru familie? Pentru familie foarte rău. Bă, pentru familia Ipate, Asia Express a fost un fel de insula iubirii, sub altă formă, știi? Da, cumva. Cumva. Da, pe energizante, da. Ei au fost puși la încercare de parcă erau 7000 de ispite. Dar nu neapărat pentru Ipate, și pentru, păi pentru nu, că la Jojo nu se manifestă o gelozie, se manifestă o disperare. La Ruby se manifestă o gelozie. Păi nu, la Jojo doar steagul roșu era ispita, știi? Adică cum vedeai să... Da, Vali, te rog. Scuze, nu, dar sunt foarte mulți factori externi. Eu am stat câteva zile și îți spun că deja în a treia zi nu mai eram, devenisem recalcitrant, nu mai aveam răbdare, nu mai... Adică îți zic o singură chestie, pe scurt, trebuia să plec spre aeroport, eram în microbuz în spate, m-am culcat și eu 10 minute, 15 cum se culcă omul, da. Îi băgase cineva pe GPS șoferului adresa, mă trezește panicat că eram pe o străduță îngustă cu case de ambele părți, acolo trebuia să fie aeroportul, înțelegi? Mai aveam 2 ore și plecam. Odată ajuns la aeroport, șoferul oprește brusc, mașini în spate, mașini în față, blochează 2 benzi și mă întreabă, bune, trebuie să o luăm la departures sau arrivals. Asta da întrebare. Despre ce vorbim? Moment în care am fost foarte aproape de a reacționa foarte dur. Da. Ajungi în punctul ăla și ei erau de câteva luni. Puțin, e adevărat. Nu mai s-a gândit că poate tu vrei să vii în India. Da. Exact. Aștepta pe cineva care trebuie să sosească, știi? Schimbul, era cu schimbul. Era, exact, da.